Bugetul municipiului Orăști este mai mare în acest an cu 15% comparativ cu anul precedent, astfel că administrația locală are poate cea mai mică pondere a salariilor angajaților din primărie, de doar 13%, iar valoarea totală a bugetului este de aproape 123 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind redirecționată spre investiții. La aprobarea bugetului avem o pondere a cheltuielilor salariale din primărie undeva la 13%. Cred că, nu știu dacă vreo localitate din județul acesta ar trebui să întrebați primarii cât au ponderea salariilor în total buget, cheltuielilor salariale, cu atunci când au întocmit bugetul. Cum ați reușit să ajungeți la 13%? Sigur că, în primul rând, avem foarte multe funcții publice care nu sunt ocupate, pentru că nu am ales să facem angajări peste angajări, numai să fie ocupate acele. Am creat acea structură suplă care să funcționeze. Toate aceste sume pe care noi am reușit să le atragem ne-au adus la un buget care este mai mare, așa, în cifre, cu 15% față de anul trecut. Și ponderea salariilor este destul de mică, spun eu, sau cred că cea mai mică din județ.